Monumentele de for public au fost promovate de elevii județului Alba. Proiectul de punere în valoare a acestor construcții a fost inițiat de școlile din Cugir, însă anul acesta acțiunile au fost demarate în mai multe localități rurale. Cele mai bune lucrări au fost premiate astăzi de Consiliul Județean. Eseurile, fotografiile sau desenele au fost doar câteva metode inedite de punere în valoare a construcțiilor ridicate în memoria eroilor neamului românesc. Noi am intenționat să cunoaștem aceste monumente și dacă reușim să facem și un catalog, pentru că sunt foarte multe valoroase și oricum ele reprezintă o recunoaștere a eroilor și a evenimentelor importante de la noi din județ. Există aceste monumente care, din păcate, încă multe din ele sunt acoperite de burieni, sunt neîngrijite și, până la urmă, înseamnă că nu ne respectăm istoria, trecutul și eroii. Și pentru asta, noi am pornit să dezvoltăm proiectul Cugirului pe întreg județ. Proiectul derulat în 12 localități din județ, sate și comune precum Avramiancu, Bucium, Ciugudi, Ghiu, Livezile, Miraslău sau Cricău s-a bucurat de o amplă implicare a elevilor, iar astăzi holul Consiliului Județean a fost împânzit de copiii și profesorii care au venit să-și ridice diplomele de participare, dar și micile cadouri oferite de Consiliul Județean. De la CUT, bărbat de Nisa Ioana. Cârjoc Diana Maria. Dat Gabriel Antonio. Premiul de excelență pentru cel mai bun proiect de promovare a monumentelor de for public a fost câștigat de Școala Gimnazială Decebal din Cricău. Doamna Blagu Ionela. Din În acest proiect, Monumente de For Public, școala noastră s-a implicat prin realizarea de eseuri, prin promovarea diferitelor monumente care există pe raza comunei noastre, fotografii, desene. Câți elevi au fost implicați în acest proiect? Toți elevii școlii noastre, mai puțin clasele mici, în total avem 85 de elevi implicați în acest proiect. Am mers la monument, am citit ce scrie pe el, l-am desenat și da, am făcut poze multe. Da, vă spun și ceva. Da, ne-am reamintit de eroii noștri. Drept mulțumire pentru premiul acordat, corul de elevi al școlii din Cricău a oferit celor prezenți la acțiune un scurt program de colinde românești, doamna profesoară Comaniciu Anca, dovedindu-și încă o dată calitățile de rapsod popular. Amen.